Că tot suntem la final de an, aș vrea, domnule Sigrid Mureșan, să punctăm și câteva concluzii referitoare la evenimentele care au marcat, într-un fel sau altul, anul 2021. În primul rând, ce ați trece dumneavoastră la capitolul realizării pentru PNL în 2021? Bun, adevărul este că Partidul Național Liberal s-a aflat la guvernare anul acesta, la fel ca și anul trecut, și au fost 2 ani dificili. În anul 2020, primul an în care ne-am aflat la guvernare, cred că am reușit prin măsuri clare ale guvernului de atunci să trecem relativ bine prin primele 2 valuri ale pandemiei. Să nu uităm, la începutul anului 2020 nu aveam echipamente de protecție, măști în România, nici în alte țări membre ale Uniunii Europene. Prin măsurile clare de atunci am reușit să trecem relativ bine prin pandemie. E sigur că o situație ca aceasta de criză generează și nemulțumire, generează și opoziție. Anul acesta a fost un an în care am avut mai multe instrumente pentru depășirea acestei pandemii și cred că este foarte important să le folosim, în primul rând, vaccinul. Cred că nu avem voie să pierdem oportunitatea dată de această perioadă un pic mai relaxată dintre aceste valuri ale pandemiei. E foarte important să transmitem oamenilor: vaccinați-vă acum. Cei vaccinați cu 2 doze în primăvară trebuie să facă 3-a doză pentru a avea protecție maximă. Cei nevaccinați încă acum trebuie să se vaccineze între valuri. Când va veni valul următor, va fi prea târziu, fiindcă până faci prima doză, până o faci pe a doua, până îți crește imunitatea, trec câteva săptămâni. Deci au fost 2 ani dificili în care am avut răspunderea guvernării. Cred că e foarte important ca și în perioada următoare să luăm pentru depășirea pandemiei măsurile pe care experții, oamenii de știință, ni le recomandă. Dorința oricărui om politic este să fie popular, dar obligația este, în perioadă de criză, să salveze vieți și să facă tot ce poate pentru protecția vieții oamenilor. Îmi doresc și susțin măsuri bazate pe sfaturile medicilor, experților, pentru a proteja oamenii cât mai bine în această perioadă. Bun, deci gestionarea pandemiei, am înțeles bine, e la capitolul realizării pentru PNL în 2021. O altă realizare... Orice partid aflat la guvernare a trebuit să treacă a trecut prin situații foarte dificile. Acum și cu siguranță în gestionarea pandemiei, oricărui partid aflat la guvernare îi se pot spune lucruri bune și îi se pot și imputa anumite lucruri. Ca atare, repet, nu vom putea avea o susținere la nivelul societății de 100% pentru măsurile guvernelor, dar eu vreau măsuri cât mai clare, vreau măsuri cât mai ferme, bazate pe sfaturile medicilor, măsuri care să protejeze oamenii și nu măsuri populiste. Asta cred că trebuie făcut.